Decizia a fost luată prin vot, existând o singură abținere. Noua conducere a Partidului Democrat Liberal va avea un mandat de 4 ani, dar după alegerile parlamentare va avea loc o nouă convenție a partidului pentru evaluări. Tot pe 30 iunie se vor alege și membrii Biroului Permanent Național. La această ședință a participat și președintele PDL Argeș Mircea Andrei, alături de Gabriel Bratu, prim vicepreședintele PDL Argeș. Am participat astăzi la Consiliul Național al Partidului Democrat Liberal, întreaga echipă de conducere condusă de președintele Mircea Andrei. Au fost două puncte importante asupra cărora Consiliul Național de Coordonare a votat. Primul punct, Convenția Națională de Alegeri pentru președintele Partidului Democrat Liberal și pentru Biroul Permanent Național, care va fi organizat în data de 30 iunie. Iar punctul 2, desemnarea unei comisii formată din 9 membri și s-a convenit cei 9 membri să provină din primele 9 județe în ordinea descrescătoare a rezultatelor obținute la nivel național, comisie care să organizeze Convenția Națională care se va